Am revenit la Parlament, într-adevăr. Mina domnului Dragnea era una destul de îngrijorată. Deși a declarat, doamnelor și domnilor, Nadina Adi, că nu vrea să declare nimic presei până ce se va termina, ce se va fi terminat cu această moțiune. Deci, după rezultatul votului, apropo de moțiune, va vorbi Liviu Dragnea. Avem însă invitat la mini-studioul nostru de aici, din Parlamentul României, într-o zi foarte importantă, al doilea om în PSD. Al doilea om în PSD înseamnă liderul senatorilor PSD, Mihai Fifor, și președintele Consiliului Național. Mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Fifor. Îngrijorare am citit pe fața președintelui PSD. Așa ni s-a părut nouă, ni s-a părut? Vi s-a părut, cu siguranță. Eu nu l-am văzut pe președintele Liviu Dragnea îngrijorat, cel puțin în ultimele zile nu despre asta a fost vorba. Și nici nu văd care ar fi motivul de îngrijorare. Poate că este preocupat și nu știu dacă există în momentul de față parlamentar sau român care să nu fie îngrijorat de situația în care se află țara. Și ne dorim cu toții ca, iată, în mai puțin de 3 ore să închidem acest capitol foarte ciudat din istoria României, în speță o chestiune fără precedent în care un grup de trei domni s-au gândit să preia puterea executivă în România, dând practic, dacă vreți, aproape o lovitură de palat, ca să spun așa, și încercând să se joace un pic cu destinele României. Ei bine, lucrul acesta încetează astăzi, pentru că moțiunea de cenzură va trece și de mâine România reintră în normalitate. De mâine Partidul Social Democrat împreună cu partenerii de la ALDE pot deja să se pregătească pentru un nou guvern și sperăm ca de săptămâna viitoare țara chiar să reintre normal. S-a pus problema, domnule Fifor, dacă minoritățile altele decât cea maghiară vor vota pentru moțiunea dumneavoastră, deci pentru căderea guvernului Grindeanu. Ce informații aveți? S-au purtat negocieri cu foarte multă lume. Întotdeauna, înaintea unui vot atât de important, este firesc, aceasta e practica parlamentară, negociezi cu toată lumea care poți negocia pentru a-ți asigura... Asta știm, dar ce concret? O să vedem astăzi, la modul în care decurge votul, și cred că lucrurile vor decurge așa cum ne-am propus. Deci în sală vor fi, în afară de parlamentarii ALDE și PSD, PNL-ul care stă izolat, da, lipit de bancă, că așa a fost ordinul domnului Orban. E de înțeles, e de înțeles, ei joacă evident la greșeala adversarului și adversarii sunteți dumneavoastră care sunteți în picaj. Corect, dacă vreți, pentru că e foarte ciudat, cel puțin în opinia mea, că săptămâna asta ar fi trebuit să se dezbată de pildă o moțiune simplă pe sănătate. Adică depui moțiune simplă pe sănătate, dar nu pui umărul să dobori o echipă de aventurieri care se joacă cu România în momentul ăsta. E foarte ciudat. Da, dar aventurierii sunteți dumneavoastră, ei consideră că Grindeanu și Ponta sunt ai dumneavoastră, deci adversarii practic să se sfâșie între ei și noi să câștigăm. E o politică firească, aproape logică, nu trebuie foarte multă cultură politică pentru a juca așa. Vreau să vă întreb însă altceva, deci în sală vor fi și reprezentanții minorităților? Eu cred că da. N-au anunțat nimic cum că n-ar fi în sală. Am înțeles că în sală nu va fi Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, din câte am auzit în presă. Am înțeles că PMP-ul nu va fi în sală, dar asta contează mai puțin în momentul de față. Noi suntem preocupați să asigurăm votul nostru și asta... Vă provoc, câte voturi aveți în acest moment? O să vedem după numărarea bilelor câte voturi au fost. Cum securizați voturile? Păziți urna? Există strategii pe care fiecare grup parlamentar le are în astfel de momente. Eu zic că nu e nevoie să păzim urna pentru ca toți colegii noștri din PSD și din ALDE să voteze pentru moțiunea de cenzură. Vă mulțumesc foarte mult. Suntem cu ochii pe dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. Mihai Fifor, doamnelor și domnilor, liderul senatorilor PSD și președintele Consiliului Național. Vor